Așa spun stroichiul că dai o părcutul, că așa ai viteză de reacție, viteză de execuție de aici. Oh! Păi, dor de sala în care ai spus atâta timp. Așa știu. Băi, dor de sală. Ne adormă, băieți, băieți. Vine acasă să le dau cheia. Și eu nu pot să merg să le dau anumite teme, anumite probleme ca să aibă performanță, să vină să facă succes și să iei de pe stradă, să nu devină vagabond, să nu devină, să le faci educație, să le faci ceea ce trebuie societății și societatea asta de care compensă. Umilință. Da, umilință. Cu lacrimi în ochi, la 88 de ani a părăsit Constantin Drăghici sala de box, forțat de o boală care l-a țintuit la pat. A iubit acest sport mai mult decât propria ei familie, iar sportivii săi au adus României medalii olimpice, mondiale și europene. Cât de mult ați iubit boxul sau cât de mult îl iubiți? Păi, boxul, dacă eu am ajuns la performanța asta și anii ăștia le-am avut atâta voință, atâta mândrie, atâta dragoste și atâta pasiune, spune totul. A stat mai mult cu dumneavoastră sau cu sportivii? Ba, cu sportivii a stat. Nici de copiii lui n-a putut avea grijă cum a avut de sportivi. Îi lua acasă ca să nu întârzie dimineața, îi culcam pe saltele, îi culcam pe perne, pe jos, ca el să ia cu el să plece. O viață închinată performanței sportive de elită, recompensată cu o pensie de nimic. Deși ar avea dreptul la o indemnizație din partea statului român, aceasta nu a venit niciodată. Demersuri a tot făcut în ultimii 10 ani, a avut și recomandările Federației de Box, dar răspunsul primit a fost halucinant. Prin rezultatele astea care le-am obținut, ne încadrăm foarte bine normele naționale, financiare, în care eu sunt foarte bine pus la punct din punctul ăsta de vedere al rezultatelor pe care le-am obținut și pe care am dreptul să primesc această indemnizație de merit. Aveți dreptul. De când faceți demersul să o obțineți? Păi demersul fac din anul 2003. Și ce vi se răspunde? Mi s-a răspuns că nu se poate să aștept și că trebuie să mai moară alții și ca să mă înțeles, trebuie să mai moară și alții ca să vină și mie rândul. Țintuit la pat de o boală care afectează mersul, marele antrenor are nevoie de acești bani ca să-și caute sănătatea. Și poate cine știe să revină în sala de box lângă ultimul său elev, care vine acasă să-i asculte sfaturile. Cum ți se pare ție că după o viață în care a devenit atâtea valorii sportului românesc, profesorul Drăghici nu poate beneficia de acea indemnizație care l-ar ajuta să trăiască decent? Mi se pare sincer o mare prostie, pentru că dacă e să descoperiți dumneavoastră majoritatea drumurilor și echipamentelor și tot a bătit din banii lui. Cred că am auzit că are o pensie foarte mică, 600 de lei, dar faptul că i-a plăcut, el n-a vrut să facă bani în chestia asta, dar adică e meritul lui, ca boxer și ca antrenor și ca rezultate care a dat pentru România. Foarte greu ne-a descurcăm, să știți. Am împrumut făcut la reciproc ca să pot să iau ce-i trebuie. În situația asta îți trebuie pampers, îți trebuie medicamente, îți trebuie de toate și n-am cu ce. Ce înseamnă? Ce ar însemna indemnizația aia de 1800? Păi destul de mult. Destul de mult ne-ar ajuta ca să putem să ne descurcăm și noi. Din ce bani trăiți dumneavoastră? Eu trăiesc din mișcarea sportivă, niciun ban pe toată viața mea pe care am făcut-o în 70 de ani de activitate, nu am beneficiat de niciun salariu din mișcarea sportivă. Niciodată. Eu am fost salariat la șantierul naval și am ieșit la munca sportivă după ora programului și am stat ore întregi ca să fac performanța țării și performanța județului Mehedinți. Pentru performanțele sportive, Constantin Drăghici a primit și în perioada comunistă brevetul Ordinul Meritul Sportiv clasa a 3-a și este cetățean de onoare al orașului Drobeta Turnu Severin.